Claudiu Sunori și astăzi facem un nou episod din seria noastră de Minecraft Skywars, oameni buni. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, oameni buni, dacă mai vreți să postăm Minecraft, pentru că nu am mai filmat de ceva timp și am zis că astăzi să revin cu un nou episod de Skywars. Mă, ești nebun? Ok. Haideți, oameni buni, să vedem ce putem să facem în acest match și vreau să intru deja în subiectul pe care îl avem astăzi. Când filmez eu este luni, voi când vedeți să fie marți și efectiv, oameni buni, am avut o surpriză. Astăzi mi-a mers super bine, nu canalul, bike vlog-ul, stai că nu mai știu să vorbesc, ok? Perfect, bike vlog-ul, așa, bravo Norris, la Harvard te duci tu. Și sigur, nu mai trebuie să te joci Skywars. Bravo, Norris! Bravo! Așa, mi-a mers super bine. Deci era... cum se numește? Când eram la școală, într-o pauză, m-am uitat pe telefonul unui coleg și am văzut că avem 690 de like-uri, oameni buni. Și eu dimineața am văzut că avem 300 și am zis, băi, ești nebun, ce repede au crescut like-urile. Chiar mă bucură treaba asta. După peste vreo următoarea pauză, gen peste o oră, aveam 1000. Și am zis, what? 1000? Cea mai apreciată poza mea a fost cea de Revelion atunci cu părinții mei și aia a strâns 1000 de like-uri. Ok. O a doua cea mai apreciată poză sau chiar prima poză. Perfect. După când ajung acasă, cam peste jumătate de oră, văd 1500 de like-uri. Păi lasă-mă, mă! Ce se întâmplă, mă, și speria, băi, am cardul băgat în Instagram, îmi face cineva promovare, ce se întâmplă? Eu, ca să înțelegeți, nu mi-a promovat în viața mea niciun fel, mamă, stai că asta vine după mine, copile! A bătut, așa, în viața mea nu am promovat nicio postare pe Instagram, nu mi-a băgat cardul, niciun bănuț n-am băgat în nicio postare și să fac atât de multe like-uri, am zis, what? După cât, și după am aflat că am pus treaba aia cu Parley, cu unde am fost, unde am făcut poza și am intrat efectiv în cea mai apreciată poză, gen eram primul acolo, eram în top și am mai apărut și la București, deci nu doar la Parley Shopping Center, am apărut și la București, deci am apărut peste tot, frate, și cred că așa s-a promovat postarea și foarte, foarte mult și a văzut lumea și pe așa am făcut efectiv 2000 de like-uri. 2300 chiar, când filmez acum. Și astăzi am mai pus o poză frumos, iarăși am intrat în top, iarăși am făcut 1000 de like-uri. 1000 de like-uri am făcut într-o oră, adică lejer, știi? Cred că mă las de YouTube și mă apuc de Instagram, așa că dacă mai vreți să mă vedeți, dați-mi follow, Best Norris, scrieți voi sau aveți un link în descriere, că cu YouTube-ul nu mai merge, dar măcar cu Instagram să mai merg. Păi ești nebun. Da, frate, și asta a fost. Eram, deci nu venea să cred că am atât de multe like-uri, să fac 1000 de like-uri. Băi, eu aveam super multă inactivitate pe Instagram pentru followerii mei, adică la 9000 de followeri aș fi să strâng 900 de like-uri, cam așa. Eu strângeam mai puține, nu știu, strângeam maxim 700, știi? Maxim 700, da. De obicei strângeam 500-600, știi? Și vreau să strâng și mai multe like-uri. Și uite, frate, că acum a venit și timpul meu când să strâng mai multe like-uri și chiar mă bucură treaba asta. Ei, sunt foarte, foarte pe fugă. Mă, filmez de 4 minute? Atât de puțin? What the fuck? Ok. Nu știu, nu o să fac videoclipul ăsta super lung pentru că nici timp nu am. Trebuie să mă pun să fac live. Eu când filmez e ora 8 seara. Și eu trebuie să fac live la 8. Și acum când filmez e 8 seara. Nu! Bine, 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 bine! Dă-i acolo, dă-i acolo! Bine, bine, bine! Urcă, urcă, urcă! Ok, ok, ești tare? Ești tare în gură? Hai, joacă-te cu mine! What? Cum am murit, mă? Bă, nu m-am uitat la viață? Sau what? Ce-a fost asta? Nu înțeleg. Deci da, oameni buni, am pus bike vlog-ul acela și... astăzi destul de prost, mă așteptam să fac 1000 de like-uri, dar nici 500 de like-uri n-am făcut, din păcate.
Dar măcar Instagram-ul merge acum bine. Deci eu mai am foarte puțin și fac și eu rost de 10.000 de followers și o să am swipe up. Deci v-aș ruga foarte mult să vă duceți să-mi dați un follow. Best Norris, mă cheamă tot așa. Scrieți Best. Best Norris. Așa scrieți și o să dați de mine. Am 9.000 și ceva de follower, aproape 10.000. Deci da, oameni buni, duceți-vă, dați like-uri la poze, fiți activi, pentru că dacă o să fiți activi o să vă dau back. Deci comentați la poze că vreau și eu back, că ți-am dat like, frumos. Și o să vă dau, oameni buni, cât pot și eu, cât îmi permite timpul, mai dau când câte o pauză, ceva. Mă mai uit cine mi-a mai comentat și îi dau. Ok, da, frate, școala asta care efectiv îmi rupe timpul, îmi rupe timpul. Deci mă enervează super mult. Profesorii nu înțeleg că noi avem examen și că n-am nevoie să-mi dai test la toate materiile posibile și imposibile. Azi am aflat că dau test la 4 materii săptămâna asta și săptămâna viitoare. Deci, bine, nu mă plâng pentru că știu că așa e la majoritatea, dar serios, frate, înțeleg învățământul din România, dar te rog frumos. M-am bătut ăsta, era să mă bată. Asta 100% mă bate. Stai acolo! M-a bătut zombie. Mi-a dat-o zombiu. Perfect. Deci nu o să bate să înțeleagă și ei că avem examen și să o lase mai mare la materiale, mai o ascultare, ceva mai... Da, nu, frate, teste în continuu, peste teste, toată lumea. Hai, stop și eu, lucrărică. Frumos. Da, ce să facem, mai bun, avem ce să facem. Asta este școala, de-abia aștept la liceu. Bă, și dacă iau 3, important e să trec. Că nu mai contează medie, nu mai contează nimic, contează să-i bacu și aia a fost, știi? Acum, bine, dacă sunteți copii buni și chiar învățați și vreți să mergeți bine și pe... și la liceu, puteți să o faceți, dar am stat atâția ani și mi-am bătut capul ca să-mi iasă media și acum în clasa 8-a mai bine câte o profesoară de-aia. Uite, ia și tu un 4, ia și tu un 5, că nu știi să citești. Da, anumite materii, nu vreau să dau nume, dar mă rog. Efectiv, eu trebuie să știu să citesc într-o altă limbă care nu o să-mi folosească viața mea. Nu mă refer la engleză, să fie clar. Și nici germană, și nici franceză. Astea sunt limbi importante. Eu mă refer la alte limbi. Dar poate aveți și voi probleme. Hai, ești tare? Ești tare, nu? Hai, joacă-te cu mine! Și știi care-i fața că, bă, înțeleg că trebuie să reînvățăm la fiecare materie cât în puțin, câte puțin, dar până în clasa 7-a ne-a zăpătut la cap. Acum, măcar în semestru 2, aici, ia uite, copilul ăsta are examen, nu? Și la simulare are note mici. Bă, nici el nu învață, dar nici noi nu-i lăsăm destul timp ca să învețe. Știi, cam așa funcționează. Mesaj pe Facebook. De la domnișoare? Da, da. Clasa 8-a, Norris, clasa 8-a. Hai, bă, cât mai dai? Joacă-te cu mine azi! Joacă-te cu mine! Haide! Ești tare, nu? Ia vino, mânco, șmechere, șmechere! Tu ești om. Gata, mă, Victor. Da, oameni buni, cam ăsta a fost videoclipul. Vreau ca toți acum să apăsați butonul de like pentru că mă străduiesc să filmez și să pun episoade zilnice, chiar dacă am școală și multe teste și examene și căcat. Eu am fost Nori și ne vedem data viitoare. Pa!